Cristi Pusta a găsit motivele startului slab al pandurilor, accidentările și greșelile individuale. Predescu nu va juca până în vară, în timp ce vârful Matulevicius și-a reluat antrenamentele. Atacantul adus de la Media Jbut nu a reușit să înscrie până acum niciun gol pentru gorjeni. Greșeli mari la anumiti jucători care vor trebui să fie schimbați până la urmă, că echipa o prins, o pierzi pe evoluția ta, însă avem probleme de efectiv. Pusta știe că trupa sa nu este favorită în meciul de la Giurgiu cu Astra, dar lucrul acesta poate constitui un avantaj pentru gorjeni. Ca la orice meci la care ne prezentăm, ne dorim să obținem cele 3 puncte sau cât mai mult dintr-un joc. E un joc în deplasare, dar eu cred că ne comportăm destul de bine. Meciul Astra Pandurii se joacă luni de la ora 19:30. Înainte acestei partide, Astra se află pe locul 2 cu 45 de puncte, în timp ce gorjenii ocupă poziția 4-a cu 35 de puncte.